Partea aceasta a emisiunii noastre este un fel de maraton în care încercăm să cunoaștem cât mai mulți participanți la Eurovision. De la trei băieți voinici care tocmai ne-au cântat, trecem la o prezență ceva mai plăpândă și mai elegantă. Nadia Moșneag pretinde și ea să câștige trofeul Eurovision și este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața, Nadia! Bună dimineața de și salut. Bine te-am găsit! Bine fac! Faci bine, mă bucur! Sigur că da, altfel nici nu se poate. Te invit pe canapea. Merci. Ca să discutăm un pic înainte să ne cânti piesa. Nadia, a câta oară? E a doua sau a treia pentru tine? A doua oară. A doua oară. A fost anul trecut? Anul trecut prima oară și acum a doua. Cum e anul ăsta? E diferit față de anul trecut? Ești mai... Da, nu am atât de multe emoții. E cu tot o altă piesă anul ăsta. Dacă în an a fost piesa lentă și... Deci... A fost cu totul altceva. Anul ăsta... Mă strădui să fie și un show fain și o să vedem ce va fi. Muncim de zor, ca albinuțele. Foarte bine. Dar ce te-a motivat să te înscrii și anul acesta? Emoțiile pe care le-am trăit în an m-au făcut să revin. Îmi place foarte mult tot ce se întâmplă la Eurovision. Îmi place că anul ăsta s-a schimbat deja, deci modalitatea de a vota foarte mult și nu doar mie. Și da, îmi place. De ce și-am revenit? Și pentru că tot am o piesă bună, de ce să nu o prezint publicului? Să nu particip, nu. Da. Ai dreptate. Nadia, într-un alt interviu, și cred că era un interviu oferit tot aici, pe canapeaua de la Bună Dimineața de weekend, anul trecut, spuneai că ești o mămică de succes, sau nu, sau greșesc. Eu spuneam că sunt mămică, dar nu știu dacă sunt nu știu de succes. Dacă de succes. Da. Zic eu atunci, presupun că ești o mămică de succes, dar de fapt voiam să discutăm despre altceva. Spuneai că cumva nu este de ajuns faptul că ești mamă, mai ai nevoie și de altceva, în cazul tău, de muzică. Ai nevoie de muzică pentru că te împlinește. Da, mă împlinește. Sufletul meu toată viața și-a dorit acest lucru, dar zic și eu, mi-am crescut copiii, deja sunt măricei și dacă puși rămân pe picioare. Piciorușe, da. nu au un picioruș, știți, au două deja, stau foarte bine. Deci am reluat ce făceam înainte de a avea copii, pentru că participam la multe concursuri, aveam premii destul de bunișoare, chiar întâi, premii mari și bine, mi-am crescut copiii. Și este momentul să te ocupi și de altceva. Da, pentru că, cum ai zis și tu, nu e suficient pentru sufletul meu să fiu doar o mămică, bine, mersi, nu, din păcate nu. Nadia, spune-mi dacă stai bine la capitolul pregătit, în sensul că ținuta e pregătită, machiajul, coafura... Nu o să mă crezi, dar nu știu în ce voi fi îmbrăcată. Nadia Gudumac se ocupă de tot. Deci suntem exact aceeași echipă din anul trecut. Chiar s-a mărit echipa și datorită unor oameni cu suflet mare, precum Alina Olărița de la grădinița, directoarea grădiniții Păienița Picilor, Maxi Print, voi putea să am acel show frumos în scenă și da, suntem pregătiți. Măi, am mirat cu partea asta, ținuta care nu este încă pregătită, pentru că de obicei fetele asta nu, fac. Nu, vreau să zic că nici în anul trecut, până în ultimul moment, nu știam ce o să fie, dar am foarte mare încredere în Nadia și știu că va fi totul la un nivel foarte înalt. Foarte bine. Spune-mi câte ceva despre piesă. Never Give Up On Us se numește? Exact. Compozitorii sunt din Suedia, mi-au propus piesa și din prima mi-a plăcut. Cu toate că după am mai primit foarte multe piese, dar deja nu am putut să accept. Poate piesele care au venit după Never Give Up On Us mă reprezentau mult mai mult, ce ține de chiar și acel vocal. Am acceptat o piesă și am acceptat, era de fapt o provocare pentru mine ca artistă și ca
ca voce, pentru că niciodată nu am cântat asemenea piese. Îți solicită mai mult vocea și nu, e mai din contra, din contra, mai puțin, mai puțin, mult mai puțin decât ceea ce a fost în anul trecut, dacă atunci am putut să bag acea părticică de operă, de do, becar, octava a treia, da, acolo a fost altceva. Acum e așa. Mai... O să fie bine, sunt convinsă. Nadia, eu te invit să ne cânti. Mersi. Vreau să ascultăm piesa. Mult succes îți doresc și te mai așteptăm la noi. Doamnelor și domnilor, Nadia Moșneagu ne cântă piesa cu care vrea și este hotărâtă să câștige Eurovisionul. You got me smiling, and you got me shining. Stay here with me, never wanna leave you. And you know I need you, and all that I need is to make you glad. Give you all that you never had. Never let anyone hurt you bad. Won't let nobody get in between. You be my king and I'll be your queen. You are the best that I ever seen. Taking me through fire, you can make. All your silly habits, yeah, you always had them. Caught by your laugh, when I break you heal me. Only one who sees me. And all that I want is for you to see all of the good that you've given me. When insecure I'm your guarantee. Won't let nobody get in between. You be my king and I'll be your queen. You are the best that I've ever seen. Taking me through fire, you can make me run, run, run. But I never, never pop. Chasing, I'm tired. You can make me run, run, run. But I never, never give up. You're crazy and make me dive into your deep sea. When you're done, I'll live to be your place to drift to. Yeah, you got me smiling. Yeah, you got me. Multe piese în limba engleză înscrise anul acesta în competiția pentru Eurovision, unele mai comerciale, altele mai profunde, în fine, experiența ne-a învățat deja că atunci când vorbim despre Eurovision nu există o rețetă clară pentru succes, pentru că de fiecare dată piesa învingătoare este dintr-un stil și din genuri foarte diferite, astfel că în fiecare an câștigătorul Eurovisionului este de fiecare dată o